Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoianescu și în această seară vă propun la emisiunea Panoramic împreună cu colegul Cornel Șomă cu trei teme foarte, foarte importante, dar și interesante în același timp și foarte arzătoare, pentru că suntem la o emisiune informativă. Dar noi am ales să facem analiza asupra evenimentelor, nu să anunțăm evenimentele și anume pe cele mai importante. Bună seara, Cornel, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! E și normal, e o emisiune săptămânală care face o sinteză a ce se întâmplă și în același timp încearcă să vadă ce se ascunde sub știrea care trece, să zicem, în breaking news de la o oră la alta. Și să încercăm să găsim și care sunt interesele și care ar fi, să zicem, adevărul, pentru că adevărul are mai multe felțe în funcție de cine îl spune. Și cu siguranță trebuie să citim tot ce se întâmplă în această perioadă, de la politică la justiție, de la administrație la învățământ, totul în cheie politică, pentru că suntem în preajma unor alegeri și, de fapt, în preașma, în pragul a doi ani electorali. Da. Noi am ales să nu intrăm în campanie electorală, adică să nu prezentăm materiale de campanie electorală, dragi respectator, deci nu vă vom stresa cu subiectul campaniei electorale, vom lăsa celelalte televiziuni să se ocupe de asta, noi ne vom ocupa în timpul ăsta de problemele Țării. Și, bineînțeles, uh, la partea de muzică, cu muzica și cu. Și, cum, cum politicienii nu cântă, sau oricum da? nu cântă atât de bine, -au loc acolo. nu au loc în emisiunile da. respective. Într-adevăr, cele trei teme importante pe care ne-am hotărât să le dezbatem în această seară sunt scandalul legat de bugetele locale, județene și național până la urmă despre problemele patrimoniului cultural național și ne vom abate puțin spre zona de gorj, dar și situația e aceeași în Oltenia și în majoritatea județelor din țară. Și, bineînțeles, scandalul pe justiție, pentru că, așa cum spunea colegul meu înainte să începem emisiunea, trebuie să mutăm procesele pe stadion. Da, mai nou la ce s-a întâmplat astăzi la în alta curte la unde se judecă procesul Dragnea, avem susținători sau adversarii lui Dragnea, se, deci făceau meeting în sală, efectiv. În, deci, sala de judecată. în sala de judecată. Deja am depășit de mult vremea când justiția era acea liniște în sala de judecată, unde se rosteau pledoariile avocaților, se luau deciziile judecătorilor. Suntem, ne ducem spre cumva spre tărâm american, unde avem avem acele tabere și jurații, și toate celelalte. Deci, deja depășim și nu în bine. Deci, justiția e nu evoluează în direcția spus, bună. E mult spus pentru că, totuși, judecătorul este suveran în sala de judecată, el este singurul care decide ce se poate și ce nu se poate în timpul ședinței lui. Deci, putea să. Iau păi, decis, tocmai că sunt cinci judecători, liniște. e completul de și probabil nu și-a asumat niciunul, chiar dacă există unul dintre ei șef. Se pare că Mălim Bot și alții ca el sunt mult mai puternici decât un judecător din România. Da, poate că e și uh, faptul că justiția și judecătorii în special la ora actuală sunt și blamații de o parte din public și se tem de procurori și așa mai departe. Și de politicieni, bineînțeles. Asta cu se tem de procurori judecătorii, poate ar putea să-i măcar în justiție, deși știm că Existau niște plicuri galbene care veneau dintr-o anumită structură și ajungeau la un anumit judecător și trebuia el să dea o anumită sentință. Dar eu Știm nu știu. Pentru că așa a fost sau pentru că așa se spune? Sunt declarații care au ajuns în instanță, deci se pare că sunt confirmate, ca să spunem așa. Ideea este alta. Nu i-aș văita nici pe procurori, nici pe judecători, pe magistrați în general, pentru că dacă avem justiția pe care o avem și ea este apreciată din ce în ce mai puțin decât de către români, li se datorează într-un fel sau altul. Categoric, dar să începem cu celălalt subiect pe care l-am anunțat primul și care arde pe foarte mulți în România, scandalul bugetului care are loc în fiecare an și mereu mai târziu, din păcate, suntem în Aici aprilie problema. și ne apropiem de mai. Și da. încă, încă, la nivelul primărilor nu s-a ajuns la execuția bugetului de acest. Din acest păi, an. Dacă, având în vedere că săptămâna cealaltă ne apropiem de sărbătorile Pascale, bă, nu este eu că abia la începutul în mai. lunii mai vom avea ședința de păi la nu avem când. La, la nivelul primărilor. Păi vine vacanța elevilor, nu și a administrației locale. Chiar dacă da, există da. o vacanță de șase zile. Păi. Uh, Restul ar trebui să se lucreze, dar am impresia că la noi e... Apropo, fac o paranteză. Eu cred că Târgu Jiu e un oraș de bugetari. Chiar dacă avem și firme private. Luați-o prin magazine, prin diverse lucruri, după ora 4-5, toate magazinele sunt închise. La piață, la unde -ai duce, toate magazinele sunt închise, pe program de bugetari. 9-17 în general, sau 8-16 la Târgu Jiu. Unde sunt firmele private? Unde sunt și angajatorul privat este mai, nu spune mai leneș, dar am impresia că s-a dus pe programul de bugetar mai, mai abitiv decât bugetarii. Poate că bugetarii își fac cumpărăturile în timpul programului. Cu și siguranță atunci, asta se întâmplă. Fiind dar... foarte mulți bugetarii care au bani și își permit cumpărături, făcându-și-le în timpul programului să nu și, -și rosească timpul personal pentru asta, după dar aceea pleacă oamenii acasă și ce să mai facă dar cu... Pri dar privatul, bănesc că mai privatul. sunt mai sunt și de cei care lucrează și ar vrea să facă cumpărături după oraș, 17, 18 și nu prea mai unde. Un simplu exemplu și ne ducem la subiectul despre care vorbeam, spuneam săptămâna trecută și nu facem săptămâna asta subiectul, dar lucrăm la el, acel subiect legat de situația primăriei Țiclei în care nu mai poate să facă nimic decât să răspunde la niște adrese pe care le trimite un consilier care a intrat în campanie. Uh, am întrebat uh, complexul energetic Oltenia, asta Ana va în premieră, dragii ca să aștepta subiectul cu interes. Uh, am întrebat consil, uh, complexul energetic Oltenia, la care respectivul este inginer, uh, care este programul de lucru și, mă rog, mai multe întrebări, n-a răspuns complexul la toate, dar e clară situația. Uh, pentru că părea să fi trimis mail-uri și să fi făcut adrese pentru un interes propriu de consilier local către primărie sau ca cetățean al cicleniului în timpul programului de lucru. Și am întrebat, printre altele, care este programul de lucru la CEO, al lui special, acestui inginer care lucrează în Târgu la sediu central. Și răspunsul lui CEO, care m-a uimit cel mai tare, lăsând la o parte partea la care n-a răspuns, la care se subînțelege răspunsul, răspunsul clar și franc, programul de lucru între 8 și 16, 16 și am mai întrebat eu când e pauza de masă. Între 11 jumate? Între 11 și 11 jumate. Întrebare! La ce o să lucrează 7 ore jumate? Sunt curioasă ce apare pe statul de plată. Da, e interesant răspuns, <laughs> dar probabil a fost o secretară de vină cu toată... Cu mă îndoiesc, eu cred că ăsta este programul oficial. Eu sunt convins. <laughs> și mai sunt convins, să putem face un alt experiment. Duceți-vă după ora o, 15... Cum e un răspuns oficial al Duceți-vă după ora 15, puteți să faceți și telespectatorii, mergeți ori la un sediu, ori la celălalt din CEO și o să vedeți că toate mașinile șefilor după ora 3 nu mai există. E numai ale șefilor? Eu am zis în primul rând ale șefilor și în momentul când dispar ale șefilor, dispar și subaltenii. Să revenim. Scandalul bugetului. Da, e un scandal destul de mare, el a luat amploare și la Gorj și în fiecare an, dar practic e în toată țara, îi se dă tentă politică, pe undeva justificat în sensul că dacă președintele Consiliului Județean sau majoritatea Consiliului Județean are o anumită culoare politică, adversarii politici care mai ales acum că sunt în campanie spun da, le-ai dat mai mulți bani celorlalți. Spun că adevărul e undeva la mijloc pentru că de regulă aceste bugete se repartizează în funcție de ce proiecte ai în derulare și pentru cofinanțare în special. Din această cauză, unele primării chiar dacă sunt mari și au o populație mare dar care nu au proiecte primesc puțin bani, altele care au foarte multe proiecte primesc sume mai mari. Din ce știu eu și la unii și la alții tot insuficiente sunt, dar asta e altă problemă. Dar problema bugetului eu zic că e mai complicată de atât, și o să vă spun și de ce. Noi avem un buget cu probleme, anul acesta s-a făcut foarte greu, mai greu ca în fiecare an. Din anumite rațiuni, mai întâi fiind presiunea foarte mare pe autorități, că vezi, doamne, nu știu ce au ascuns, știm deja intervenția senatorului Câțu din partea Partidului Național Liberal, că s-au falsificat cifre și nu știu ce, încă o dată spun, nu cred că și-a sumat cineva asemenea lucru. Totul s-a făcut cu, cu lupa, efectiv, cu mare atenție pe aceste cheltuieli și așa s-a întâmplat că abia prin februarie am avut o situație reală a închiderii pe buget. De aceea bugetul a plecat mult mai târziu, pentru că trebuia să avem definitivat acel lucru, s-ar fi făcut normal în noiembrie-decembrie, când și-a putut să bănuiești, adică să faci proiecția pe lunile de final ale anului. Nu s-a putut face pentru că a ieșit scandalul și inclusiv, nu știm eu exact, dar cred că cei de la Uniunea Europeană ne-au tras de mânecă pe chestia asta. Bun. În momentul când am avut execuția bugetară și am văzut că suntem totuși în cei 3% care ne sunt impuși de către, de către, Comisia Europeană, la momentul acela s-a făcut, s-a încropit un buget care iar din nou scandal, că e o creștere economică foarte mare, care nu are justificare, că nu știu ce. E, Adică e luată în vedere la construirea da, bugetului la, o creștere tre Da, trebuie să stabilești o sumă mare. care va fi cheltuit în acest an. Când cheltuielile sunt foarte mari, normal că trebuie să Supraestimesc cumva și există și această tendință de a supraestima veniturile. Asta s-a făcut totdeauna de, e de acel deficit de care vorbim noi și care trebuie să fie numai mare de 3%. Ca să ai lichidități în momentul când, de la o lună la alta, se fac acele împrumuturi de care știm, de, ori de, de la persoane fizice, ori de la bănci, ori de pe piața de capital sau există împrumuturi externe. Pe care le-a și folosit guvernul, și totuși ne ducem cu statul român s-a împrumutat în ultimii ani ceva mai mult decât într-o perioadă anterioară, dar nu mai mult decât în perioada 2009-2011-2012 că atunci a fost vârful de sarcină și pe fondul crizei economice care era în toată, în toată Europa. Spuneai că se împrumută și la persoanele fizice. Să explicăm un pic acest fenomen, pentru că poate mulți dintre telespectatori o să facă ochii mari și o să întrebe cum adică se împrumută la persoane certificatele fizice. Certificatele de trezorerie sunt, în primul rând, deci varianta în care statul oferă, le oferă la cumpărare și, în momentul când le cumperi, pentru o anumită dobândă, practic finanțezi activitatea statului. Deci, trezoreria sunt cea, e aceea care le oferă. Au oamenii garanția că își primesc bani înapoi? Cu siguranță nu s-a pus problema. Mai există, și a tot fost scandal legat de acel proiect, există și pentru tineri de data aceasta, pentru copii, un program oferit tot de Ministerul de Finanțe, tot de trezorerie, prin care se cumpără, părinții pot să cumpere, să facă un depozit, pe care statul finanțează și el la rândul lui cu o sumă, și se ridică banii abia la 18 ani. Practic și ăsta e tot împrumut al statului de la populație. Cu alte cuvinte, statul, prin trezoreria sa, vrea să înlocuiască băncile. Păi eu zic că nu e un lucru rău. Păi de aici poate și problema. Statul a trebuit să, se să facă acest lucru, pentru că după ordonanța cu, cu club de la începutul anului 114 a fost mare scandal că băncile s-au supărat că li se ia din profit și atunci n-au mai vrut să financeze statul pentru pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că guvernanții au revenit și au reconsiderat poziția. Bineînțeles, sunt de favoarea românilor până la urmă. Pentru și că lor au totul dobândi, dobândi, -nu alte, Da, to toată lumea a -a mulțumită, dar noi plătim practic același lucru. N-am câștigat nimic cu ordonanța respectivă, pentru că i s -a, practic i s-au luat principalele măsuri. Și din această cauză nu s-a mai pus problema să, să avem un avantaj din seama ei. Practic, acel act de care s-a tot vorbit și mai ales opoziția era cu el în gură permanent, că nu știu ce, că falimentează, că nu știu ce, falimentează statul, că în orice caz român, până la urmă, în momentul când ai luat marea parte din măsurile respective au fost anulate, nu mai are niciun fel de efect. Dar pentru că vorbim că se supraestimează veniturile ca să acopere cheltuielile, întrebare, dar de ce să mărim totuși cheltuielile dacă știm foarte sigur că nu avem venituri respectiv și trebuie să ne împrumutăm? O să dau un exemplu care mie și place mai ales că se bate și puterea și opoziția se laudă că au mărit alocațiile la copii. E vorba de cea mare parte dintre copii, nu mă refer la cele mai speciale așa pentru copii cu handicap sau ceva, mărirea de la 82 de lei la 150 care se va da din luna mai. Da, dar asta s-a întâmplat când au lipsit niște PSD-mi se pare și n-au fost da, la da, vot. Nu, altceva vreau să zic. Oricum ideea a fost a opoziției, nu a Bun. puterii. O... Puterea a avut grijă să dea salarii foarte mari la bugetari. Am înțeles, în primul rând. Și e corectă observația ta. Și dai corect ce au făcut? Păi având în vedere că salariile s-au dat mai ales în sănătate, chiar și în învățământ, eu zic că e corectă ca și atitudine din punctul de vedere al, al guvernanților care și-au asumat asta într-un program politic. Deci, se știe, PSD-ul a spus că va mări salariile la sănătate să nu mai plece medici în străinătate, va mări la învățământ ca să, 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 schimbe, să schimbe calitatea și administrațiile locale au fost lăsate să-și mărească salariile cât vor ele. Acum, ca administrații și, și, pri, și, și primarii urlă că nu au banii pentru salariile respective, e altă discuție. Poate o aplicăm și pe aceasta la o emisiune. Însă mă întorc, de acord. S-a trecut, s-a votat respectiva chestie în Parlament de alocație, da? de la mărire. E, în momentul când tu, opoziția, ai votat acel amendament. Au mers și de la putere câțiva, în fine s-a trecut amendamentul cu 150, da? Ne-am trezit în situația că nu se pot mări alocațiile pentru că nu era votat bugetul. Pentru că la buget, știm, opoziția a votat împotrivă. Acum, pe lângă politicianism, unde e dreptatea în sensul la faptul că, deși ai votat amendamentul respectiv, n-ai mai votat bugetul care îi cuprindea, e de discutat. Dar nu, altceva vreau să spun. Bugetul cu un asemenea amendament, a crescut cu câteva zeci de miliarde de lei noi pe un an de zile. A apărut cheltuiala asta și au mai apărut multe. Am dat un exemplu. Din cauza asta, în fiecare an, cheltuielile cresc. Și pentru copii cu handicap și pentru orice, pentru pensii și pentru alte lucruri. De asta bugetul în fiecare an este mai mare. Și automat trebuie să vii cu, estima... cu proiectul bugetului, să ai veniturile, cel puțin pe hârtie, <sus> să acoperi cheltuierile respectiv. Asta se întâmplă. Bun, dar nu funcționează România precum o casă a unui cetățean care zice așa, băi, ca să-mi permit cheltuieli mai mari, să-mi permit să mă duc în Honolulu și nu pe Amaradia sau știu eu care mal de apă în funcție de unde mă aflu ca localitate să-mi petrec o zi de concediu. Nu trebuie să aduc bani mai mulți în venit? Doar adică. să-i scriu pe hârtie? Dacă îi scriu pe hârtie, înseamnă că pot să-mi permit cheltuiala? E, e o discuție aici. Estimarea aceea spune așa, că anaf va aduce, nu va mai aduce, am dat un exemplu, 10 miliarde de lei, va aduce 20 de miliarde. Cum piața neagră, să zicem eu, la 100 de miliarde, orică ar, ar fi loc de creștere fără. Bineînțeles, anaf nu aduce nici păia 10, aduce, aduce 8, să zicem. Deci mai puțin. Și de aici apar problemele. Deci de, depinde unei hipervări. Creșterea economică, de regulă, s-a umblat la creșterea adică s-a umblat. Femeia a spus o creștere mult mai mică, comisia de prognoză, că ea a făcut acelă, domnul Ghizdean, de foarte celebru în ultimul timp, și subordonatul domnului Gorun la Universitatea Constantin Brâncuș, ca o paranteză. Uh, domnul, adică Gorjan de-al nostru? Nu, este doar salarial la UCB Este ah, clujan a sau ceva A genul ce la noi. Da? Uh, Vreau să spun că uh, Prognoza este pe o creștere mai mare Dar care s-a confirmat în ultimii ani Adică femeii, unea tot spus în ultimii ani creșteți cu 1, cât 2, cât De regulă creșterea a fost mai mare, dar a fost cum? Primărirea salariilor bugetarilor Apropo că vorbeai De ei mai devreme uh, Banii au fost mai mulți în piață care au cumpărat produse. Nu discutăm acum dacă ele sunt produse în România sau nu, că de fapt de aici creștem deficitul. Dar am înregistrat o creștere economică mai mare. De asta am stat mai bine și am trecut de la oră. Deci Până la urmă are și asta un avantaj și dezavantajele ei. Dar e pe consum până la urmă creșterea aceasta. Și e economică. pe împrumut. Ca să le dai salariu. E pe împrumut, nu știu dacă e neapărat pentru salariu. De exemplu, îmi spunea și am văzut o intervenție a unor specialii economiști, zic că fondul de pensii, pentru prima dată după ani de zile, este pe plus. De ce? Pentru că prin creșterea salariilor s-au încasat sume mai și acelea contribuții trecute de la angajat la angajator, de la angajator, la angajat. Sumele s-au mărit și automat au putut să se plătească de fondul da, de au pensii. au crescut și pensiile. Au crescut și pensiile, dar se dar poate... Dar de mult da, dar deocamdată este pe plus. Deci sunt și lucruri care se câștigă. Pe de altă parte, și e foarte bine de, de amintit, apropo, de situația din buget, cu siguranță bugetul nu va fi niciodată mulțumitor pentru nimeni și cu toate, totdeauna, chiar dacă, să spunem, ai primit suma de cerută, tot spui că e insuficientă și că ai fi vrut mai mult. E în, e în logica firii să cer mai mult, să obții ceva. Și asta e valabil și la nivel central, cu județele, și la nivel județean, cu comunele și tot așa. Corect. Aș vrea să nu se supere pe mine, telespectatorii bugetari, pentru că tot spun că de ce s-au mărit salariile. Eu întreb nu de ce s-au mărit, toată lumea dorește să câștige mai mult, până și eu. Întrebarea este de ce nu găsim soluții ca să avem banii pentru a da aceste salarii mai mari. Adică, nu vezi economia României crescând, dar vezi consumul. Și salariile cresc. Păi bun, dacă ține minte, dacă totuși... De unde vin banii? Sunt tipăriți așa la Nu. imprimată și gata? am vorbit până acum, Sunt, se, se fac și împrumuturi și este o creștere economică, este adevărată. Până din ce, la urmă? din împrumuturi? Dacă economia scade? Păi producția locală nu, nu, scade? Nu, nu, nu. Noi, PIB-ul uh, PIB este în creștere de la un an la altul, deci nu s-a pus problema Produsul așa. Produsul intern brut nu înseamnă produ producția în România vreau să, nu, trebuie să vorbim acum de un lucru. Noi am crescut ca și venituri bugetul statului, a crescut de la un an la altul, deci sunt cu miliarde de euro, nu mai știu cât este acum, 110, 120, cred că 120 de miliarde de euro, parcă e bugetul României pe, pe anul trecut. Deci crește în fiecare an, ceea ce înseamnă că există o creștere și există un export mai mare. Acum că trebuie să ne finanțăm și de multe ori Trebuie să luăm și împrumuturi, e cu tot o altă discuție. Cred că este totuși forțat să spunem și de regulă opoziția spune chestia asta, ar fi interesant după ce vor veni la putere dacă își mai păstrează acest discurs, atunci ar putea să-l auzim pe la PSD că se împrumută ea pentru chestia asta. Pe, trebuie spus că există un împrumut și datoria externă a României a crescut în ultimii ani. Asta e adevărul. Cât de mult a crescut, suntem printre țările cele mai puțin împrumutate. Problema noastră, eu cred că ar fi alta și ar trebui să o discutăm. Pentru ce ne împrumutăm? Aici, să dăm salarii aici e sau să crească economia? Bun, dacă ne luăm... Adică motorul. De acord. Dacă ne vom, vom verifica pe ce se duc banii respectiv din împrumut, să știți că nu se duc la pensii, salarii sau ceva de genul ăsta. Nu îi lasă legea. Dar Alți bani din buget finanțează chestia asta. Deci, dacă, deci dacă o iei strict, uh, string motamu, nu se face chestia asta, dar dacă practic nu. Da, asta. Banii pun de, pe în sunt în buzunar și automat poți și să iei din ei în direcția respectivă. Tocmai pentru că poate există telespectatori supărați sau poate că există telespectatori care vor să ne semnaleze anumite situații, mai ales că dacă ați observat în ultimul timp am început să mergem în teren să vedem problemele la fața locului, în emisiunea la fața locului, am să le comunic telespectatorilor adresa de mail la care pot să ne trimită sesizări, aura.stoienescu și bineînțeles aveți și numărul meu de telefon pe crawl la pe banda aceea verde, da? Scris sau e albă, scris cu verde, apare numărul Aura Stoenescu acolo pentru publicitate, spuneam eu, dar și pentru cei care o să completăm. O să completăm acolo pe crol, să se știe că și pentru sesizări pot suna, dar preferabil să trimită pe mail pentru că problemele nu se pot trebuie. E vorba de documente, e vorba de multe informații și nu se pot da prin telefon, mai ales că toată lumea e ocupată și mai ales eu. Și atunci aștept pe mail sesizările dumneavoastră și încercăm să ne deplasăm în cele 15 județe în care avem licență și am să le spun acum, este vorba de Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, Prahova, Telorman, Giurgiu, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara și Cara Severin. Uh, deja ne vedem în uh, șapte județe, deja mai avem uh, acordurile de transmisie pentru alte două județe, avem solicitări din Iași, deci iată că ne extindem uh... Iașiul Moldovei da. poate ne aducem și acolo dacă într-adevăr se concretizează național, dacă... un regional foarte mare putem spune că suntem cam cel mai mare regional din țară mm. ca televiziune și uh, mi-aș dori să putem ajunge în fiecare dintre județele dumneavoastră dragi telespectatori și o vom face dar în ordinea importanței subiectului. Pentru dumneavoastră fiecare în parte. Subiectul dumneavoastră, problema dumneavoastră este cea mai importantă. Noi va trebui să facem o e da. o prioritizare și în presă există o regulă în funcție de numărul persoanelor interesate sau afectate de subiectul respectiv, se stabilește importanța și ordinea în care se tratează subiectele. Dar nu renunțați, faceți asta și vă, vă promit că într-o bună zi vom ajunge și la dumneavoastră. Cu siguranță și săptămânalul vertical va face același lucru, deci va merge acolo unde nu, poate nu ajunge televiziunea, va ajunge cu siguranță vertical ca să vă asculte și să intervină atunci când credeți dumneavoastră că s-a produs un abuz sau în orice caz aveți o problemă care poate fi rezolvată și prin intermediul presei. Da, pentru că de multe ori încep să se învârtă rotițele administrației când presa bate la ușă. Ăsta e adevărul. Păi dacă noi suntem câinele de pază al democrației și suntem sperietoarea administrațiilor, apoi să fim fraților, măcar avem și noi o mulțumire. Nu. <laughs> că ne știe cineva de frică, pentru dumneavoastră. Bun, să reluăm subiectul pentru că am făcut această paranteză importantă și o să anunțăm și pe Crol această informație ca să știe de respectatorii cum să ne contacteze. Deci, propun să trecem la patrimoniu că este una din părțile bugetului care este importantă. Uniunea Europeană spune să fim într-o unitate prin diversitate, cam așa ceva sună sloganul. Dar diversitatea se obține prin păstrarea valorilor culturale și patrimoniale, iar noi, în România, și aici suferim nevoie mare de lipsă de buget, de lipsă de interes, de lipsă de acțiune, nu știu de ce mai suferim, dar vedem, din păcate, patrimoniu în mare parte, nu neapărat abandonat, dar neglijat, pentru că sunt și cazuri, uite să dăm exemplu muzeul Sibiului, în care. Să avem pardon, acolo există un muzeu viu, acolo uh, au loc activități la și care omul Astra, vine și se uită, da, asta la Astra la Sibiu, Sibiu da. vine omul și se uită ca la mașini străine cum se construiește, de exemplu, să zicem, o roată sau cum se țese la. Există e interesul ăsta și. Al, pentru Muzeul Satului din, din Curtișoara și aflat în subordinea Consiliului Județean Gorj, a Muzeului Județean Gorj și a Consiliului Județean Gorj, doar că aceste acțiuni sunt nu permanente, ci legate de anumite proiecte. Tot e un lucru bun. Da, e problema patrimoniului și al Gorjului, că suntem, să zicem, emitem deocamdată de numai de la Gorj, dar problema este și a altor muzee din țară, și nu numai a muzeelor, a acestor lucruri, obiecte, clădiri care amintesc, țin de patrimoniu și amintesc de trecutul nostru, unul a spune destul de glorios. glorios până la urmă. Unele dintre ele aflate în proprietate privată să. Da, avem avem probleme mari și Gorj este unul dintre județele cu cele mai mari probleme, dar și cu un patrimoniu foarte mare. Să ne gândim că e vorba de sute de biserici de lemn sunt într -o, altă, într o anumită situație de, deci într o stare de degradare uneori avansată. Avem, iată că tot s-a vorbit în ultimile zile, săptămâni de culele din Gorj și în Oltenia uh, sunt Și în sunt toate Sunt diverse cule. clădiri de patrimoniu care nu au fost restaurate, nu s-a făcut nimic pentru ele. O Une... parte dintre ele. Da, să uneori, zicem. da, uneori nu există banii. Altă dată într adevăr și lipsa de preocupare este o problemă. Dar de ce spuneam acest uh, lucru? Uh, de multe ori spunea e proprietatea incertă, cum specificai, dar se mai întâmplă un uh, Sau e privată și omul nu și permite. Da, clar un privată, lucru, uh, pentru că sunt uh, lucruri nelămurite. Eu, de exemplu, dacă eu aș da exemplu, dacă tot aș vorbi de gorj, mai ales că a fost făcut un reportaj pe Cula de la Șiacu, unde autoritățile gorjene au fost puse la colț, deși și acolo e, a fost cedată de primărie Consiliului Județean clădirea respectivă, dar terenul respectiv N-am înțeles foarte bine dacă e, dacă e persoană fizică proprietar sau nu, dar ceva de genul acesta este. E muzeul județean care n-are resursele nici să o protejeze, nici să facă un proiect. Tocmai județean... a pierdut o grămadă de resurse, muzeul da, județean. Vă po poate vorbi <coughs> și de asta. Consiliul județean n-a făcut un proiect până acum, am înțeles că acum există demersuri pentru a face ceva ca să zona respectivă să fie reabilitată. Și apoi mai e discuție. Tot vorbeam de depășirea de buget, că se leagă cu primul subiect ai un buget, abite te în el și el cu... E greu să-ți de acolo sume importante să faci proiectul respectiv, studiul de fezabilitate și să ceri după aceea finanțări. Și trebuie să ai și Dacă primești, respectiv. până la urmă, că nu se știe. Dacă primești, cu siguranță. Deci, sunt probleme. Ce aș vrea să spun eu apropo de aceste, aceste clădiri? Ele, unele dintre ele sunt chiar în patrimoniu UNESCO. S-au bat la am înțeles că unele au fost puse, dar autoritățile nu au fost informate niciodată și nici muzeul județean, că dar cine inc pus inclusiv Pulele, Institutul Național al Patrimoniului care a făcut acest lucru după niște cataloage, dar fără să anunțe și autoritățile din subordine. Da, există puțin, o listă a monumentelor istorice, da, într-adevăr, Pe care, da, care avea nevoie de o actualizare, în primul catedoric. rând. Dar și asta, dar și faptul că obligatoriu ar trebui să anunțe administratorul sau proprietarul. Da, că adică păi, nu poți să în bagi într-un proiect fără acordul proprietarului. Da, în momentul e. când este incert, o lași de nu știi pe cine să anunți și nu mai anunți pe nimeni, că am așa ceva se întâmplă la noi și nu e în regulă. Dar trecând peste acest lucru, aceste dovezi ale trecutului trebuie conservate cu ăsta mai intrăm în Europa. Deci, dacă nu facem ceva, și cred că fiecare administrație locală, primărie, ar trebui să deseneze pe cineva să răspundă doar de asta. Bine, nu directorii de cămin cultural care de multe ori le au cu, cu orice se pot plin în afară de cultură, deci n-au nicio legătură cu domeniul cultural. N-au nici pregătirea și nici nu sunt puși să facă asta, sunt doar pe post. Majoritatea se ocupă cu, cu totul altceva. Lucrurile administrative. Bine, asta sunt și, și care așa se ocupă se de partea nu, culturală. Lucrurile administrative sunt hotărâte de administrația locală de acum, nu neapărat că vrea el să facă, nu știu. Da, să da, ia... da, așa spune șeful. Da, așa. Uh, Acum vorbim despre, uh, despre, această situație, cu siguranță la fiecare Consiliu Județean, la fiecare primărie de municipiu, ar trebui să existe departamente care să se ocupe cu aceste finanțări și bănuiesc eu, adică aș, aș putea să bam în foc, dar nu am, -am o dovadă palpabilă, că sunt niște domni și la Consiliul Județean Gorj, nu numai în. Sau Doamne. Asta, sau Doamne, care primesc niște sume pentru a accesa de fonduri europene. Și sumele merg până la 75% din salariu. Deci, în plus. Bun. Domnii sau Doamnele respective ar trebui să facă niște proiecte sau măcar să tragă pe cei care sunt în funcție în momentul ăla să tragă de mânecă. Bă, avem situația de la, nu știu, cum a fost acum și acum, dar sau altă e timpul să facem ceva. Deci ne ducem celu, la Institutul da, la Institut la Național al Patrimoniului, întrebăm ce putem să facem și de multe ori se găsesc soluții. Dar în momentul când tu, nu știu, mă refer la președintele Consiliului Județean, vicepreședinte sau primarul de la o anumită loc... Are foarte multe probleme și nu o să știe că, nu știu, biserica cu tare s-a prăbușit. Poate n-a avut timp, adică oricare dintre edil sau... Se duce mai mult în zona de oameni este preocupat și de acoloși Deci. mulți oameni o să zică, păi bă, dar pe tine te doare de, de răpânătura aia și da, nu te doare este, de drumul meu? Da, este și asta problemul. Să te voteze de răpânătura. Bun, dar... Uh, acei oameni, acei specialiști ar trebui să facă ceva în acest domeniu și atunci eu zic că s-ar găsi resurse. Și iată, INP-ul pune la dispoziție acum niște fonduri europene, adică accesul la niște fonduri europene pentru acest lucru, pentru reabilitări de acest gen, deși din ce am găsit eu pe net, în Oltenia, sunt diverse obiective care sunt de foarte mult timp în conservare, în reconstrucție și se tot reconstruiesc de vreo 20 de ani, fără să se cu ceva palpabil în domeniul. În afară de niște schiele nu s-a rezolvat nimic. Deci e greu de făcut acest lucru, dar măcar poate fi un dar început. Dar nu e imposibil. Dar pe Există part... și exemple în care s-a bătut la toate ușile și eu mereu dau exemplu ăsta. Nu, crea... nu vreau ca ceilalți primari să supere, dar pentru mine este un exemplu extraordinar. Biserica de la Ceplea. Da? care era spartă, deci nu mai pereții nu se mai țineau, era spartă în patru, n-avea acoperiș și era superbă, adică vedeai picturile pe ea cum au rezistat cu pereții goi și cu ploaia deasupra atâția ani și la ora actuală este o biserică restaurată total. De ce? Pentru că un primar și niște oameni care sunt hotărâți acolo în localitate să facă treabă, a? Da, primăria Plopșorului, da a zis, frate, mor cu ei de gât. Și s-a dus la Ministerul Culturii și n-a plecat de acolo până n-a obținut fonduri. Deci... Și au făcut și lucrarea de calitate pentru că mai știm situații în și în care s-au apucat să rângă pe clădiri de patrimoniu să facă cu totul și cu totul alte, alte reparații neautorizate care mai mult au stricat decât au ajutat Sau acel... picturi neinspirate, cum îmi amintesc, la Prigoria, la un moment dat știu că filmam pe maica Domnului cu ceas la mână și cu decolteu, cu vedere la, la bine, bugăția proprie. Deci tot felul de, de ciudat se mai învârt așa prin lumea asta, dar totuși ar trebui făcut de așa natură încât toți cei care au pe teritoriul localității un obiectiv de genul ăsta să nu stea cu mâinile în sân. Că e primar, că e omul care poate e proprietarul casei poate să obțină sau, uite, tot la propșorul, de exemplu, este o casă, nu mi amintesc că cărui proprietar, care a zis, frate, primărie, nu mă interesează, eu nu mă apuc să bag bani în vechitura aia. de nu, nou. Și i a dat-o. A luat-o primărie și acum... Da, acum trebuie să încoată spun, și de momentul când se implică administrațiile locale sau județene, durata este totuși foarte mare de multe ori și avem exemplu Casa Kiebor de la Târgu Jiu, care am stat atâția ani până a luat finanțarea și iată, stăm deja de ceva ani de când avem finanțare până găsim constructorul. Și încă unul la îndemână, știu, se plângeau autoritățile de la Târgu Jiu, de exemplu, anul trecut nu găseau un restaurant. Inspector de șantier pentru restaurarea monumentului Ecaterinei Teodoroiu din ce mausoleul lui Ecaterinei Teodoroiu. Deci, specialiștii sunt puțini, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic. Pe de altă parte, însă, trebuie văzut dacă nu. Că știți cum e? Facem un reportaj TV senzațional, că iată, nu știu în ce județ, nu se întâmplă nimic și rămânem cu reportajul, eventual, poate încercând să-i dăm o interpretare politică și cam atât. Pentru că problemele sunt mari și pe domeniul ăsta al patrimoniului și e nevoie ca el să fie salvat. Fondurile europene pot fi accesate în această direcție, dar trebuie mai multă preocupare și trebuie să găsești până la urmă, nu știu, și vinovatul, și cei aleși în funcții, dar și specialiștii, pentru că știm încă o dată spun, aleșii sunt puși acolo pe voturile cetățenilor, da? Dar ei au un, în subordine departamente și direcții care ar trebui să le spună ce trebuie să facă. Din păcate, direcțiile acestea, departamentele acestea, birourile, serviciile care sunt, specialiștii lor sunt, cred că, noi care vorbeam noi despre că își fac cumpărăturile între 8 și 4. Deci nu, nu prea sunt pe la birou și nu și fac treaba. Și de asta avem situația pe care o avem. Și sunt bugetare apropo de că ajungem și la capitolul celălalt care l-am discutat astăzi. Da, foarte adevărat. Da, din păcate, din păcate se întâmplă treaba asta și e, iată că patrimoniul nostru rămâne și nu numai la noi, deci de multe ori trecem cu mașina, trecem în zone în care e, ar putea să fie o zonă turistică deosebită prin faptul că există obiective e, cu riscul de a fi, De a fi înjurați, trebuie să spunem că înainte de 1989 preocuparea pentru clădirile de patrimoniu era mult mai mare decât în prezent. Și mai trebuie spus faptul că, de exemplu, avem cetatea Râșnov, avem castelul Bran, dar ele sunt într-adevăr renovate, dar cu fonduri private. Atenție! Tot fonduri europene sunt. Nu contează, le-a accesat cel ca, cel care a proprietar accesat privat. Este proprietarul privat care a știut să facă aceste lucruri. Avem însă exemple și de, de, de natură publică, cetatea Severinului, cetatea medievală de la Severin, care a fost da. reabilitată total. Timișoara, Bastionul și altele care sunt refăcute, cetatea Sucevei, multe altele în țară care s-au putut face lucruri. Și la Alba, după câte știu. Da, în... zona Alba Iulia, barem, acolo s-au investit peste 300 de milioane de euro. Pe Valea Oltului, europene. de exemplu, există un castru reconstruit. Da. La noi, la Târgu Jiu, la Goj, nu se poate. Păi, trebuie făcut. La noi, castru roman, dragi telespectatori, știți, dacă întreb un tânăr, băi, tu știi castru roman? Da, 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 mai de acolo, de lângă, lângă intrarea <hî>. din sadu. De ce pentru că în fața cast, în fața uh, castrului, Chiar pe terenul castrului funcționează o cârciumă care se tot extinde, fără autorizații, fără nimic, cel puțin da. la momentul la care și... făceam noi investigația, păi... dar oricum care nu bănuiin... avea voie să B... se extindă da, băn... sub nicio bănuiin formă. Încă n-au avut cum să dea autorizație administrația locală în uh, sit arheologic da? de gradul 1. Bine, orice se poate întâmpla în România, iar acolo vin, vina aparține administrației locale care a fost în momentul când s a cedat acele lucruri. Și câte nu se întâmplă. Nu, și nu în nu, o, în clipă, țară. o clipă, deci acolo era un magazin de cooperație care se construise pe timpul lui Ceaușescu și la revedere, sau mă rog, poate înainte, dar nu cred. Bun, și a fost preluat. Acea firmă care funcționează acolo, mult timp până când noi n-am făcut la vertical acea investigație, nici măcar n-a plătit chirie sau orice, nimic pe terenul ăla, impozit, din potrivă, da. impozit, nu impozit, deci ei ziceau că sunt proprietari? Dar nu erau proprietarii terenului. Concesiune. Erau, erau, da, pentru Probabil că era acea clădire era construită, nu mai uh, funcționa uh, ca și magazin al cooperației, dar printr-o lege care spunea că terenul este al magazinului atâta timp cât există cooperația respectivă. În momentul în care s-a închis cooperația de consum, sau cum se numea ea. Ultimatea federal cop, se numea Așa. Da. Și a fost vândut acest magazin, terenul, nu mai era proprietatea celui care a cumpărat, de altfel n-a cumpărat terenul. Și cu toate astea, mulți ani, foarte mulți ani, a funcționat ca și cum ar fi terenul lui. Mai mult a construit și este ilegale. Și funcționează bine mersi și Și imprezesc. nu e singurul caz. Da, asta vreau să nu spun. Nu e singurul că caz. Că sunt multe cazuri de acest gen. Și în Gorj mai sunt cazuri și de Și e rușinos să știe tineretul că de fapt Castrul Roman nu este o cârciumă, că este o cârciumă în condițiile în care avem un obiectiv de grad Unu sau zero? Unu, cred. Ia. Pe european, draște, telespectatori, Deci am putea să facem turism acolo mai mult decât în tot Gorjul. Din păcate, avem locuri foarte importante în Gorj, istorico-culturale, ca să spunem așa, dar noi n-am beneficiat de fonduri importante europene, cum nu avem în niciun domeniu în Gorj, fonduri europene consistente băgate, în timp ce alții au arătat că se poate. Și cum spuneam, dacă vorbim de inițiativă privată într-un loc, am dat, am dat, exemple, e una la Bran sau ceva, dar iată și partea publică a putut să facă aceste lucruri. Din păcate, administrațiile noastre locale, și am dat un exemplu pozitiv Ploșoru și probabil unul negativ, sunt, un BGU. Da, sunt și altele, n-au făcut și inclusiv unul negativ este Târgu Jiu, care n-a reușit în anii ăștia să acceseze niște fonduri europene considerente și avem acest tezaur brâncușian de la Târgu Jiu, care ar putea aduce foarte multe venituri. E adevărat, însă și acolo sunt niște încurcături. Le explica la un moment dat, cred că viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, aflat într-o emisiune a noastră, problemele cu vizarta și celelalte care ne împiedică să folosim cumva, să exploatăm acest patrimoniu așa cum ar trebui. Ceea ce nu este deloc corect. Cu siguranță. Dar, apropo de patrimoniu, acest lucru de, deci trebuie făcut cât mai urgent pentru că dacă acum 30 de ani, atunci, imediat după revoluție, lucrurile stăteau cum stăteau, au mai trecut 30 de ani peste obiectivele respective și degradarea lor a continuat. Sunt în momentul de față foarte multe biserici de lemn, care stau să cadă în orice moment. Iar noi avem cu riscul de a se supăra unii pe mine. Direcția de cultură care ar trebui să țină. A, evidența, să, să semnaleze, bă, toarșul primar de la Comuna Cutare, vezi ce faci, fă un proiect pe chestia asta sau uite, te ajut. Hai să te ajut. aici ai e problema, să te ajut cu chestia asta. Deci, pe pentru cultură nu există în județul Gor și nu există de ani de zile. Eu nu văd instituția respectivă. Este cu ghilimele, dragi telespectatori, vreau să vă spun că există și în centrul municipiului Târgu Jiu, <laughs> dar aș vrea să văd și eu pe cineva care îmi spune în momentul ăsta unde se află și cine e directorul. Da, s-ar putea să avem o dificultate și pentru mulți din presă, dar, dar pentru ceilalți cetățeni. Deci dovadă la ce activitate mare de desfășoare mm. e că nu știm nici noi la deci cine deci ne Deci există, lipsește cu desăvârșire. Da, da, Din păcate e o și Și glumă... cred că nu e numai deci noi, noi facem uh, has o glumă amar, da, un haz de necaz în situația respectivă, dar nu e deloc în regulă. Eu îi provoc pe telespectatorii în SA TV să punem mână de la mână și măcar să semnalăm aceste situații, pentru că uh, totuși se poate face ceva. În momentul în care noi am deschis subiectul Castru Roman, de altfel ne-a ajutat și Jurnalul Național, atunci s-a spart buba când uh, a început Jurnalul Național, uh, a pus pe prima pagină Castru Roman, a fost dat afară directorul de la muzeu, s-a mai făcut câte ceva, da? Și uh, în condițiile în care ei săpau acolo cu târnacopul și spărgeau relicvele de 2000 de ani cu copu. În străinătate se lucrează cu pensula, în situ arheologic, la noi se lucrează cu târnacopul. Sau se lucra atunci. Bine, la noi se, operele brâncușeni se spală cu jetul de apă și totul e ok. Deci nu, nu, nu ar trebui să ne mirăm foarte tare. Deci <laughs> da. Suntem specialiști în a distruge. Da. Bun, și atunci am întrebat primăria Bumbejiu. Fraților, ce faceți pentru acest castru roman? Este pe teritoriul localității voastre și vă uitați că nu aveți Industrie, că nu aveți economie, că, fraților, aveți aici industria turismului, la ea acasă. Ce vă costă să vă puneți capul puțin la contribuție să faceți turism aici? Este cel mai vechi, nu cel mai vechi, cel mai accesibil sit arheologic atât de vechi din. De la noi din țară. Cel mai accesibil este marea reabilitat, mar Europa, Ar putea aduce foarte mulți turiști care să rămână cu lucruri importante. Deci, există suficiente elemente ca el să fie reconstituit pentru. Turism. Categoric! Se poate face muzeu în situ acolo! Se poate face, se poate uh, face comerț acolo, se poate face uh, o industrie a turismului foarte bine dezvoltată. Și cu toate astea, în jurul lui, de, până la Târgu Jiu, sunt numai bălării pe tot drumul, da? Și acolo castul era plin de bălării. Bălării, dacă nu știți, sunt buruiele alea foarte mari din care nu mai vezi nimic. Și am propus, bun, primăria ce faceți? Păi ce să facem, că nu avem bani. Dom'le, zic, venim noi și vă tăiem bălăriile dacă vreți. Nu ne trebuie bani pentru asta. Și cu Chiu, cu Vai, nu știu cum am reușit, aveam noi un proiect atunci, începuse da. un proiect legat de asta. Și au venit și elevii de la Bălești, și trebuie să le mulțumim. Iată, elevii de la Bălești au venit acum. Sunt, de oameni noi. Mari, ia. sunt oameni mari, da. Sunt oameni mari de la Clubul de Istorie, sau cum se numea, da. Cercul așa? de Istorie, Cercul da. de, istorie de, la, de la Bălești. Au venit și domnii consilier, și domnul primar, că i-am enervat atât de tare încât să vină și dumnealor. Și ne-am apucat de treabă, ne-am pus mânușile. Știu că îl salut pe Tenica Popescu a venit cu utilajul, cu un uh, utilaj de ăsta da. de ridicat de încărcat, o, de nu știu o, ce. Da. O volă ceva da, de genul da. ăsta și am făcut fraților o curățenie la casa Roman, de în sfârșit se vedea casa Roman și vreau să vă spun că de atunci încoace am văzut că se vede, deci n-am mai fost năpădit de bălări, Se pare că exemplul nostru a fost bun. Da, din păcate nu se face, deci ar trebui să existe fonduri, proiecte pentru reconstituirea lui ca să poată, pentru că în momentul de față nu, nu, sunt bălării, dar nici nu, pentru cel care vine acolo nu prea poate să-și dea seama foarte multe, de foarte multe lucruri. Categoric. Deci este pământ, este conservat, este... Deci ca să nu vezi nu există ceva... Ghid. Da, ca să nu mai vorbim de că nu, nu există ghid, dar nu are nici ghidul ce să arate mama Alina vacile păsar. acolo, că ăsta era subiectul nostru, da. mama, adică printre ele, mama Alina ghid turistic. Așa? E, pe Valea Oltului există un castru reconstruit. În partea stângă în, a apei, ținând cont de curgerea râului, deci, în dreapta, cum te duci de la Vulcea spre Sibiu, este un castru. Când l-am văzut, nu mi-a venit să cred. Am oprit mașina bine, întâi încercând să mă documentez pe tema castrului nostru, am aflat că ăla există și este, este deja reconstruit. Și e altă treabă. Și s-ar putea face cum adică e la mijlocul în mijlocul județului, în nu, ar fi loc atât de accesibil. Să aflăm Câte proiecte de asemenea s-au depus măcar să ceară finanțare. Poate dacă am aflat acest lucru și aici la Gorj și în țară, că pe de în muntura. țară. nu ceri. Dar fără cu resurse locale nu se poate face. E adevărat că trebuie să ai măcar banii, apropo de buget, să faci acele studii de fezabilitate, să, cer, să faci proiectul efectiv care costă. Și de multe ori nici primăriile, nici Consiliul Județean nu dispune de resursele pentru a face acel proiect. Dar, cumva, trebuie ruptă pisica pentru că mai ai specialiștii proprii pe care îi poți folosi să facă proiecte. Ce m-a uimit într-o zi, uitându-mă la știri, e... m-a uimit efectiv să aud că cetatea Poenari, din Argeș, după câte da. știu, în Argeș este... Acolo unde se pare că Tudor uh, Vlad Țepeș, de fapt, a construit această cetate, nu da. Castelul Bran, cum se vorbește, sau că ar fi locuit da. în Castelul Bran, cetatea Poenare, aflată într-un vârf de stâncă, fraților, și uh, vizitată de atâția turiști, a fost închisă. De ce? Că vine ursul. Adică o Românie întreagă nu se poate ține la un urs, frate, să nu mai vină să atace turiștii. Nici nu e a atacat, dar a fost văzut. Da. Bine, e și o problemă că nu poți să muți ursul de acolo pentru că îți vine ONG-ul, nu știu care... Păi vii cu ONG-ul, vi cu cei de la parcul, de da. la cu rangerii, da. vii cu jandarmii montani, însoțești grupul de turiști, vede și ursul și toată lumea e mulțumită. Faci un spațiu în care să intre doar cetățeanul și să vadă prin... Câte nu s-ar putea face dacă da, mergem... Ar fi puse la... Dar noi mergem în virtuta firei și mai mult îți iei... Deci eu propun telespectatorilor o revoluție culturală și vreau să văd, dragi telespectatori, vreau să primesc pe aura.stoenescu arondensatv.ro mesajele dumneavoastră prin care îmi semnalați monumente care sunt părăsite și care riscă să fie, să fie. și da. nu numai asta să fie distruse din cauza din vreme de oameni, de cine știe cine. Și nu numai asta, și când aveți probleme ale dumneavoastră personale, că sunt convinsă că nu vă doare atât de tare problema unei cetăți sau a unei biserici care se dărâmă, cât vă doare drumul din fața curții sau drepturile care vi se respectă sau nu. Să atingem în două minute și ultimul subiect. Mă așteptam să nu reușim să le parcurgem pe toate. Am început totuși cu justiția, să terminăm cu ea. Da. să terminăm emisiunea cu justiția cu nu justiția cu ea, nu vom termina că nu putem și... nu putem că vom fi acuzați că vrem da, să și ea rămâne tot la fel deși sunt probleme, sunt probleme mari legate de justiție cetățenii sunt din ce în ce mai puțini cei care apreciază prestațiile ei pozitive În deși avem MCV-ul de la Uniunea Europeană care spune că sunt probleme noi suntem mulțumiți care de și anumite simt. Da. Unele sunt, unele sunt și închipuite, pentru că dacă ai o problemă legată, deci lăudăm la, de neau, o ridicăm în, pe culmile succesului, să spunem așa, pe Laura codusa acheove și lăudăm în alta curte cu tarcea sau cu cine este, dar. Lăudăm cine? Dar pe, uh, cine laudă Cei pe de afară spun că aceste afară. instituții merg merg jnuri. Dar, per total. Aceste instituții sunt cele care guvernează justiția din România și când vorbim de total, iar avem o problemă și luăm MCV-ul în continuare. Așa că nu e chiar atât de bine în justiție și cei care se confruntă cu sistemul de justiție din România constată pe pielea lor că Mulții sunt și lucruri, ei. Da, nu toți că nu sunt ei. lucrurile tocmai în regulă. Nu sunt deloc în regulă. Dar oricum, păcate, nu în e în regulă cazuri. ca la, în sala de justiție să mergi să faci stadion pro sau contra, nu contează despre cine e vorba. Categoric. Dragi telespectatori, o să revenim cu subiecte importante în fața dumneavoastră. Din păcate emisiunea este la final, așa că deocamdată ne despărțim, dar stați aproape de NSA TV. Sunt Aura Stoenescu, colegul meu, Cornel Șomucu, a fost invitatul meu în această seară, analist de toate felurile, adică pot să-l întreb pe Cornel și sport și știe. Mulțumesc tare mult, Cornel, pentru prezență. O seară bună, la revedere!